proiectul a fost finanțat din fonduri europene prin programul operațional regional. Pentru județul Sălaj, Consiliul Județean Sălaj a contribuit cu 2% din bugetul total al proiectului, adică 173.000 de lei. Vreau să vă spun că proiectul n-a fost unitar la nivel național. Regiunile au avut propriile proiecte și au construit asociații în acest sens, s-au consultat împreună și au stabilit tipurile de echipamente care sunt cele mai potrivite pentru nevoile regiunii. S-au făcut achizițiile publice și la finalul celor trei etape, achizițiile s-au încheiat, fiecare inspectorat a fost dotat cu un anumit număr de mașini. Prin intermediul acestui proiect, ISU Sălaj a primit 12 echipamente de intervenție, dintre care 2 autospeciale de intervenție cu apă și spumă de mare capacitate, 4 autospeciale de medie capacitate, o autospecială pentru descarcerare grea, 3 ambulanțe SMURD de tip B2, un punct medical avansat și o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime. Gradul de absorpție la nivelul regiunii de nord-vest este mai mare decât cel prognozat inițial, datorită faptului că au existat sume neutilizate în alte regiuni, astfel gradul de absorpție fiind de peste 100%. Beneficiile aduse de aceste echipamente la nivelul județului constau în reducerea timpilor de intervenție și înnoirea bazei materiale a inspectoratului pentru situații de urgență. Președintele Consiliului Județean Sălaj susține că acest proiect reprezintă principala sursă de dotare cu echipament a ISU Sălaj.